Salutare, prieteni, și bine ați venit! Eu, Adrian Dima, știu un lucru și un lucru, și anume că motorul este cea mai importantă componentă a mașinii. Dar Justin Chivu de la drivingevents.ro a venit să mă contrazică. Justin, cum îndrăznești să faci acest lucru și care sunt argumentele tale? Care este cea mai importantă componentă a mașinii? Salutare, Adi! Salutare, blogări! După părerea mea și cu siguranță te voi surprinde, cea mai importantă componentă a unui autoturism este anvelopa. Anvelopa? În da, regulă. Da. De ce este anvelopa? Anvelopa, de ce? Pentru că anvelopa ne oferă tracțiune, control, frânare și este cel mai mare contributor al dinamicii autoturismului. Am înțeles. Și noi, ca popor, ca români, cum ne raportăm la anvelopă? Ne raportăm cu o mare nepăsare. Da, suntem cei mai mari importatori de anvelope second-hand. Practic ne punem viața în pericol cumpărând cei mai ieftini. În regulă, și ce înseamnă o astfel de anvelopă reeșapată? Ce performanțe scad atunci când cumpărăm o anvelopă reeșapată? Scade tracțiunea, crește distanța de frânare, da. Deci scade foarte mult aderența și cel mai important, în condiții de umiditate, da. Ploaie, zăpadă, sunt foarte periculoase, mai ales pe ploaie. Am înțeles, deci să zicem fenomenul de aquaplanare. Exact. În regulă, cum ar trebui să reacționăm, că tot veni vorba, în cazul aquaplanării? Nu avem cum să reacționăm în niciun fel, decât așteptăm să ieșim din apă. Păi stai puțin, deci adică... nu trebuie să manevrăm mașina absolut deloc. Nu frânăm, nu accelerăm, nu virăm. Deci, dacă eu sunt acum cu mașina aceasta, da, și am intrat printr-o băltoacă și simt că nu mai am control asupra ei, ar trebui să nu fac nimic? Da. Este ar trebui să nu faci nimic. Exact. Este foarte greu, dar trebuie să nu faci nimic. Am înțeles. Și așa poți ieși din... Cu siguranță ieși mult mai bine decât dacă ai frâna, accelera sau foarte grav frâna, vira. Am înțeles. Și dacă avem, spre exemplu, o anvelopă, nu una reașapată, una nouă, cam care ar fi viteza maximă cu care ar trebui să mergem ca să nu ajungem în cazul aquaplanării? Ca să evităm aquaplanarea, viteza maximă ideală ar fi de 80 de km pe oră. 80 de km pe oră cu anvelope bune. Cu anvelope bune. Și dacă avem reeșapate? Luăm RATB-ul. Am înțeles. E cel mai bine. Am învățat azi încă un lucru nou, prieteni. Cam asta a fost micul clip de astăzi. Deci anvelopa mult mai importantă decât poate ne așteptam cu toții. Rămâneți pe eBlog Auto. La revedere. Salutare.